CET-ul nu cred că va fi preluat de primărie, cel puțin părerea mea este că ne-am înglobat în datorii rândul cu toate sarcinile financiare pe care le are CET-ul. Și am propus în Consiliul, cum știți și dumneavoastră, și l-am rugat și pe domnul primar, rog în continuare, să construim o alternativă la CET. Numai în acest fel putem negocia, eventual să mai luăm agentul de primar de la CET mai ieftin, ca să putem reduce prețul la gigacalorie, pe de o parte, pe de altă parte, insist și îl rog în goată pe domnul primar Decebal Făgădău să începem cel puțin proiectarea unui sistem de montare a unor centrale termice pe gaz la punctele termice, să le instalăm în punctele termice. Mie mi se pare o chestiune foarte simplă, atâta vreme cât mii de constanțeni și-au montat în apartamentele lor centrale termice pe gaz. Au avut un raționament economic, evident. Nu? Acele centrale pe gaz din apartamente aduc o economie fiecărui proprietar de apartamente sau chiriaș. E simplu, e lesne de înțeles că și dacă montăm în punctele termice, este la fel de avantajos pentru cetățeni, ba mai mult, obținem un aer mai curat în jurul ferestrelor de la blocuri. Pentru că fiecare țeavă de evacuare a gazelor arse poate intra pe ferestrele altor apartamente. Și atunci o inițiativă de acest gen, de instalarea unor centrale termice pe gaz în punctele termice actuale, ar aduce economie clar, ar degreva pierderile de energie termică care vin pe 200 și ceva de kilometri de țeavă de la CET până la punctele termice, pierderi de temperaturi normale de transport pe atâția kilometri, cât și pierderi fizice de fisuri, de spărturi de apă, pierderi care sunt care conduc, din punctul meu de vedere, la creșterea prețului pe gigacalorie, pierderi care sunt suportate de cetățeni și nu mi se pare corect. Dimpotrivă, sunt un pic surprins că nu se acționează concret pentru această propunere a mea. Poate că nu e numai a mea, nu e nicio problemă, nu o revendic ca fiind unicul care am descoperit apa caldă, dar insist că de la punctul termic până la bloc, până la blocurile arondate acestui punct termic, sunt niște rețele de conducte. Existente deja. Existente deja. Deci nu rămâne decât montând centrala termică să ne racordăm la acele rețele care conduc agentul produs de centralele termice pe gaz și să încălzim caloriferele. Deci e drumul mult mai scurt de nu se pierde energie termică. Sigur că poate cineva se gândește că s-ar mai reduce un pic personalul de la Radet. Dar asta nu e nimic rău. Aduce o economie bugetului local. Costuri mai mici, poate că nu așa de mult, dar de asemenea costurile de funcționare, costurile de reparație a unor conducte, așa, tot economii poate să însemne. Și numai în felul acesta consider că putem reduce prețul pe gigacalorie pentru constanțeni. Ar fi un exemplu, poate și pentru alte orașe, dacă am declanșat un astfel de proiect care înainte de toate, poate să fie chiar un argument de negociere pentru între primărie și CET. Ce investiția presupune și cât ar costa? Și ce trebuie să facă? Investițiile nu cred că sunt foarte mari, de ce am aici unde ținem această conferință de presă, am o centrală termică de 50 de kW care încălzește un spațiu de vreo 400 ceva de metri pătrați. Deci hai să spunem așa, în camere vreo 15 camere. Deci sigur că discutăm la blocuri de mai multe apartamente, dar centrale sunt și ele dimensionate după nevoie. Putem monta într-un punct termic una, două, trei sau mai multe centrale termice pe gaz. E foarte simplu. Montăm centrala,
facem legătura la rețelele care conduc la blocuri și am rezolvat problema. Dăm drumul, apăsăm pe buton, dăm drumul și căldura merge. E simplu, simplu. Nu știu ce poate fi mai simplu de atât. Sunt, dacă mi-aduc bine aminte, din mandatele trecute de consilier, în zona Delfinaru există puncte termice, nu neapărat etalon, ci cât puncte termice în care au fost montate centrale termice pentru a încălzi, a reîncălzi agentul primar care vine de la CEF, întrucât până la zona respectivă sunt kilometri mulți și pierderea de căldură este foarte mare, agentul primar nu mai reușește să încălzească apa caldă din calorifere. Și atunci, deci, s-a hotărât pe mandatul domnului Mihaiev, dacă mi-aduc aminte, ajutorarea punctului termic respectiv pentru supraîncălzirea agentului termic primar. Da?